este ziua de naștere a Oanei Zăvăranu, bruneta împlinește 45 de ani și se declară o femeie și o soție fericită. Cum petrece, dar și gest incredibil face Oana Zăvăranu de ziua ei, ne spune colega mea Hermina Hagianu. Bun găsit din nou, Hermina! Bun găsit, Nasrin, să știi că sunt pe urmele Oanei. Noi vrem să-i facem o surpriză, ea nu știe. Suntem la un târg de animale, după cum bine știm cu toții, Oana iubește foarte mult animalele și a venit astăzi la târg să cumpere probabil ceva pentru micuții ei pe care i-are acasă. O văd acum pe Oana și o să ne apropiem de ea să-i oferim tortul. Ea nu știe absolut nimic. Este foarte multă lume, foarte multă agitație astăzi aici la târg. Oana, la mulți ani! Mâna iubita mea, îți mulțumesc din suflet! Mulțumesc, mulțumesc! Nu știu că echipa Antena Star te iubește și te apreciază și astăzi de ziua ta nu aveam mulțumesc cum să nu fim lângă tine. Mulțumesc din suflet. Știi că suntem în direct, Nasrin te salută și spune și ea la mulți ani. Și eu o pup pe Nasrin și vreau să vă mulțumesc tare mult pentru tort și să-l chem pe Cola, Cola, imediat, de la Mr. Rose, mulțumesc, am înțeles că mă pândești de mult să-mi dai florile. Te pup! Mulțumesc mult! Vreau aici să-l am pe... Da, hai, metă-te un pic. Pentru că vreau să vorbim de omul momentului, care este Cola. Ba da, e al momentului. Pentru că cum salvează acest om și cum se implică în tot ceea ce înseamnă salvarea și grija, el împreună cu soția, au 60 și ceva de căței în casă. Și tu alături de ei, Oana. Eu alături de ei cu tot ce pot, cu tot ce-mi stă în putință. Toată lumea știe că iubești foarte mult animalele. Aici este la noi, uite-te ce frumos este aici. Ia, pe cine avem noi aici? Deci... Dă-ne și cadoul nostru, că de pe drum ați-o primit. Ce cadou am? Păi nu, puteam ceva mâncare așa. Să-i mănânc eu pe ei. Deci vreau să vă zic că de ziua mea, ăsta este cadoul pe care mi l-am făcut. Să fiu sărumâna din suflet. Te iubesc. 45, nu? Din da. Tot sufletul. 45 și asta este pentru tine. Și te rog să desfaci. Și te rog acum să desfaci, pentru că tu ești în stare să-l pui pe butic by call. Am zis că lucruri care nu se licitează aici. Nu, aici nu se va licita nimica. Da? Să-mi spun partea mea. Așa. Primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor. Cred că e cel mai important eveniment de profil care se organizează în momentul de față în România. Ce facem aici, partea frumoasă a activității noastre? Ne întâlnim cu oamenii care ne susțin de aproape 5 ani această activitate și Oana mi-a făcut ieri o bucurie, știa că suntem aici, că a văzut, îmi urmărește pagina de Facebook și mi-a spus că o mică parte din ziua ei vrea să o petreacă aici alături cu noi. Asta trebuie să știi și telespectatorii noștri, că tu ți-ai rupt câteva ore, Oana. Da, pentru că cu ei vibrez. Pe ei iubesc cel mai mult, pe căței, pe pisici, pe orice înseamnă animăluți, pentru că la sfârșitul zilei, dacă un om te mai trădează sau mai, cum să spun, te mai dezamăgește, niciodată un câine, o pisică, un animal pe care îl ai și îl crești, nu te va dezamăgi și cu cât cunosc mai mult oamenii, iubesc mai mult câinii. Și nu puteam să fiu decât lângă ei. Sunt pisicăreasă, în schimb. Ne așteptam să fii și tu cu copiii tăi aici. Copiii mei aici, dacă aș veni printre atâția, că știam că sunt căței, mă gândeam că vom fi un fel de Tom și Jerry. Și n-a fost cazul. Am venit și eu cu niște mâncărică. Eu i-am rugat pe pagina mea de Facebook pe toți cei care mă iubesc și toți cei care iubesc animalele în general să își rupă puțin din timpul lor și o conservă și o jucărie pentru un cățeluș care este în convalescență și a suferit o operație foarte gravă, pentru că nu vreau să vă zic Cola ce atrocități vede și ce nenorociri se întâmplă. Asta e partea frumoasă a activității. Asta e partea frumoasă. Însă eu îi rog pe toți să doneze bani, să aducă mâncărică. Orice campanie este importantă, pentru că ea cumva trezește oamenii un pic la realitate, ne face să fim un pic mai omenoși, mai buni și să ne dăm seama că până la urmă ei depind de noi. Și ei nu pot fi răi decât dacă noi îi înrăim.
De aceea eu nu sunt de acord, și aici o să-mi ridic lumea în cap, dar nu mă interesează, cu câini, persoane care spun că le-au fost atacați de către câini membrii ai familiei. Probabil că ori fi intrat în locul pe care câinele îl păzea, și atunci el era logic că își păzea habitaclul, oricine știe, știți, mai sunt oameni care îi zgândără, îi bat așa și așa mai departe, și după aia să miră de ce mușcă câinele. Noi îți mulțumim! Hermina, îți mulțumesc tare mult și spune la mulți ani din partea noastră. O zi minunată, la revedere!